asigurări că există stocuri suficiente de cereale în rezerva României pentru o eventuală criză provocată de războiul din Ucraina. Suntem o țară care exportăm pentru că producem mai mult decât consumăm în intern. Și lucrul acesta trebuie să fie foarte bine înțeles de toată lumea. Din evaluările pe care le-am făcut până acum la Ministerul Agriculturii, nu există niciun risc să nu putem aproviziona populația. Evident că pe măsură ce lucrurile evoluează sau involuează, necesită măsuri dedicate pentru a asigura populația României că are la dispoziție hrană și produse agroalimentare. Deci lucrurile acestea se analizează de foarte mult timp, pentru că noi am prevăzut să fim foarte conștienți de faptul că nu este prima criză. Noi am făcut solicitări către factorii abilitați ca rezervele de stat să fie îndestulătoare, pentru că ne preocupă situația populației din România și n-am făcut-o acum, nici după izbucnirea războiului, am făcut-o înainte de agresiunea militară a Rusiei. Într-un an bun produce peste 11 milioane de tone de grâu, iar consumul intern este undeva la 4,3 milioane. De aceea v-am spus că România nu este în situația celorlalte state care încearcă să-și asigure consumul intern. Specialiștii spun însă altceva, pentru că Europa și alte țări nu se mai pot aproviziona cu cereale din Ucraina și Rusia. România și Bulgaria ar putea să devină principalii furnizori, ceea ce ar putea să ne ajute să redevenim grânarul Europei, ca pe vremuri. Însă ar putea să contribuie și la o criză alimentară la noi în țară și sunt tot mai mulți specialiști care cer triplarea rezervei de stat de cereale. Aurel Pană, consultant agricol, este în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Pană, l-ați auzit pe ministrul Chesnoiu. Nu știe ce avem în rezervă, dar nu există niciun risc. Ce spuneți dumneavoastră? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Da, l-am auzit pe domnul ministru când a spus că nu există niciun risc. Este foarte bine că este preocupat și că trebuie să asigure rezerva de cereale. Părerea mea este că pe fondul acestei crize din Ucraina, știm bine că prin bazinul Mării Negre se exporta 80% din cereale, iar prețurile crescând, știu eu, eventual cu 50-60 de dolari pe tonă, fermierii români sunt tentați să exporte mai mult, pentru că prețul este mai bun. Probabil că România și Bulgaria vor deveni principalii furnizori pentru țările care importau din Rusia și Ucraina și atunci există riscul ca pe rutier să putem exporta aceste cereale. În aceste condiții, există riscul de crize alimentare, pentru că prețul bun face ca producția să se vândă repede. Știm bine că România vindea foarte mult din 13 milioane de tone de cereale, cam 3,5 rămâneau la consum propriu și restul mergeau la export. Ori în situația în care nu se deblochează repede Marea Neagră, cred că rezerva de stat trebuie să se tripleze, astfel încât să fim asigurați pe cel puțin 3 ani că populația din România are suficientă hrană. Da, așa ar trebui și să... Mă rog. Aș fi vrut să mai spun că în porturile din bazinul Mării Negre sunt închise în Ucraina și evident că Rusia și Ucraina nu mai pot exporta aceste cereale. Știm bine că China este un mare importator de cereale în ultima perioadă. Spania, țările de jos, Iranul, Coreea de Sud. Atunci România va deveni primul furnizor de cereale și prima cerere va fi în România. A crescut foarte mult cererea. Este un lucru bun pentru fermierii români. Voiam să punctez, pentru că oricum în situația în care era din ce în ce mai greu pentru fermierii noștri să facă față scumpirilor din energie, această cerere crescută și cu ea odată și prețul ar putea să-i ajute. Să fim atenți, să rămână și la noi, nu? Să fim competitivi și asta oricum ar putea să însemne că va crește și prețul produselor de panificație, prețul pâinii. Mulțumesc, domnule Pană, pentru analiza dumneavoastră. O să vedem ce se întâmplă, pentru că efectele economice sunt devastatoare și clare și pentru noi. Așteptăm măsurile pe care guvernul le va lua în acest sens. Acum vorbim despre acel hub pentru refugiați, adică cel mai mare centru european pentru victimele războiului din Ucraina, care este la noi în țară, la Suceava, lângă zona parcului industrial din apropierea aeroportului. Acolo sunt așteptate ajutoare din toată lumea și primele multe tiruri trebuie să ajungă
acolo zilele acestea. În legătură directă cu noi este președintele Consiliului Județean, domnul Gheorghe Flutur. Bună ziua, domnule Flutur. Cum Bună stați ziua. Cu pregătirile? Din păcate știm ce drumuri avem până la Suceava. Cum or să ajungă toate tirurile la dumneavoastră? Cred că o să ne descurcăm, va fi un pic greu, ne mobilizăm. Eu de alaltă seară am început organizarea pentru că noi avem un singur drum spre aeroport și parcul industrial și acum pregătim încă două drumuri de acces. Deocamdată putem primi așa tiruri. Avem un parc industrial de 13 hectare, acolo avem 8 hale și un centru expozițional, cam un hectar de hale aproximativ, și încă jumătate de hectar de platforme betonate.